Salutare, români dragi! Astăzi continuăm seria de deșteptări inedite cu povestea fascinantă a Palatului Victoria, unde știm cu toții că își are în prezent sediul Guvernului României. Construcția colosală a început în anul 1937 și a fost încheiată în 1944. La vremea respectivă, fațadele și panourile decorative erau acoperite cu marmură de la Carrara. Din cauza bombardamentelor din 1944, marmura a căzut și a fost înlocuită cu travertinul. Lucrările de refacere au durat până în 1952. Inițial, palatul trebuia să fie sediul Ministerului de Externe, ceea ce a și fost în perioada comunistă. Din 1990, clădirea a devenit cea mai importantă din țară, odată cu mutarea Guvernului României în interiorul ei. Cei 26.000 de metri pătrați ascund istorii nebănuite. Unele legende spun că sub clădire ar exista pasaje secrete sau că unele încăperi au ascunse în zid camere tainice. Subsolul este uriaș și adăpostește toată arhiva diplomatică a României din ultimii 46 de ani. Actele normative date de executiv însumează 12 km de hârțogărie pe care nimeni nu se mai încumetă să o citească. Labirintul dosarelor este atât de complex și de dezorganizat, încât e aproape imposibil ca din mormanele de acte să mai găsim vreo lege de care am avea nevoie. La subsol mai există un loc secret despre care puțini vorbesc. Este vorba de o cameră unde sunt păstrate cadourile primite de soții Ceaușescu în perioada comunismului. Nimeni nu știe la ce valoare se ridică obiectele, asta și pentru că ele sunt bine ferecate, departe de ochii curioșilor. Dacă ați văzut vreodată miniștri care se plimbă pe holurile Palatului Victoria cu bidoane de apă, să nu vă mirați. Se spune că sub clădire se află un puț adânc de 200 de metri, care ar avea cea mai pură apă din București. Desigur, este o legendă ca oricare alta din sutele care încă sunt șoptite pe holurile palatului. Apropo, știați că instalația de aer condiționat din sediul guvernului nu a fost oprită nici măcar o secundă de când a fost dată în folosință în 1944? Da, este adevărat. Așa cum e adevărat că ea nu s-a stricat niciodată, asta și pentru că folosește un sistem relativ rudimentar în care aerul este răcit într-un puț de mare adâncime și apoi suflat cu putere înapoi în camere. Important de reținut este și faptul că până în 2012, când clădirea a fost consolidată, aceasta a fost în pericol să se prăbușească la propriu, fiind încadrată în clasa 1 de risc seismic. Inclus în 2004 în lista monumentelor istorice, Palatul Victoria este opera marelui profesor Duiliu Marcu. Aceasta adăpostește miniștrii, prim-ministrul României și întreg cabinetul guvernului. Despre ce rol au aceștia, cine sunt și care este importanța lor în bunul mers al țării, vom discuta într-o emisiune viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!